Până mâine 25 august, ora 10, zona de munte a județului Mehedinți se află sub incidența tensionării meteorologice, cod galben de instabilitate atmosferică, temporar accentuată și cantități de apă însemnate. Totodată, de miercuri până joi, întregul județ Mehedinți se va afla sub atenționare meteorologică, cod galben de furtuni și ploi torențiale. În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervalele scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-40 de litri pe metru pătrat. Până mâine la ora 10, zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată. Totodată, începând de mâine de la ora 10 și până joi la ora 10, întregul județ se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În cazul manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să evite deplasările și să rămână în spații închise care le asigură protecția. Județul Mehedinți se va afla sub atenționare meteorologică cod galben ce vizează cantității de apă însemnate și instabilitatea atmosferică temporar accentuată, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie.